Salut, dragi prieteni, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, Cufăr de amintiri pentru Derek. Vreau să vă mulțumesc pentru toate aprecierile aduse videoclipurilor mele. Astăzi o să discutăm despre un subiect foarte interesant și anume despre spiritele gardiene. În videoclipul despre animale care pot vedea spirite, am discutat că sunt două categorii de spirite, spirite bune și spirite rele. Astăzi o să discutăm despre spiritele bune sau spiritele gardian. Spiritele gardian sau spiritele bune sunt spiritele care ne păzesc și în anumite situații ne ajută. Cine sunt aceste spirite? Sunt spiritele membrilor familiei. Am avut parte de o anumită experiență, iar asta m-a făcut să elaborez această teorie. Și anume că spiritele celor dragi care s-au dus la cer în anumite situații vin și ne ajută. O să vă povestesc și apoi o să discutăm despre asta. În 2018 am rămas însărcinată și am avut o sarcină cu foarte, foarte multe probleme. Pe lângă faptul că am avut o sarcină ascunsă, copilul nu a avut nimic, însă eu am avut foarte multe probleme de sănătate și am stat de mai multe ori internată în spital. Cea mai mare problemă a fost formarea pietrelor la rinichi. Boala rinichilor este una ereditară, dar nu am crezut că se va accentua atât de mult în perioada sarcinii. De la puțin nisip la rinichi am ajuns la adevărate pietre pe rinichi. Toată această luptă a început cumva prin luna a 5-a, cred că da, prin luna a 5-a, când am fost internată prima dată în spital. Cu vreo două zile înainte să fac o criză de rinichi, am visat-o pe bunica. N-am visat-o de foarte multe ori pe bunica, decât odată o visasem de când ea murise în 2017. Visul a început foarte liniștit, eram foarte bucuroasă că o văd, nu visasem decât odată, după cum am spus. În celălalt vis, nu a discutat cu mine, însă în acesta a discutat cu mine, eram amândouă la spital, dar nu știu, nu eram cu ea la spital, era ea cu mine la spital și eram cumva în zona băilor. Se făcea că baia era cumva comună și m-am pomenit cu ea că mă trimite într-unul dintre WC-uri, îmi pune o găleată de vreo 15 litri și mă pune să urinez pe ea. M-am apucat de treabă și nu știu cum în vis am umplut toată găleata, dar ea îmi tot spunea mai stai acolo, mai stai acolo, mai stai, până că trebuie să scoți tot din tine. Nu mai știu foarte bine visul, dar știu că asta i-am spunea să mai stau, că mai trebuie să mai stau, pentru că trebuie să scot tot din mine, dar nu am știut la ce se referă chestia asta. După ce am terminat, a luat, am discutat, am luat-o în brațe, nu știu ce am mai făcut și mi-a zis că foarte bine, acum o să fii bine. Nu au trecut două zile de la acest vis și a pornit criza de rinichi. Prima dată nu am știut cu ce mă confrunt și am început să merg la baie din 5 în 5 minute, din 4 în 4 minute. M-am speriat atât de tare încât am crezut că o să fac un avort spontan. Am sunat ambulanța, am mers la spital, m-au controlat, copilul nu avea nicio treabă, colul era închis. Însă eu aveam o piatră de 1 cm în vezică. Durerile erau insuportabile, dar am primit tratament pentru asta și m-am simțit mult mai bine. A urmat câteva zile de spitalizare, de injecții, de toate astea. Doamna doctor care m-a tratat se gândea la o soluție în caz că nu pot să elimin piatra. După 3 zile de tratament, când am mers să mi se facă ecograful, piatra nu mai era în vezică, se dizolvase. Toată lumea a rămas șocată și doamna doctor a rămas șocată, spunându-mi că cum că era de 1 cm, era foarte mare, cum s-a dizolvat în 3 zile, înseamnă că tratamentul a avut efect. În sarcină, anumite tratamente nu sunt permise și am mers pe un tratament foarte simplu, care nu se știa dacă o să aibă efect. După ce mi-am mai revenit din acel șoc, deoarece eu credeam că am un avort spontan, mă speriasem foarte tare, mi-am adus aminte de acel vis și de ce m-a pus bunica să fac.
Atunci mi-am dat seama că spiritul ei de acolo a venit să mă ajute. Uneori tindem să credem că ei s-au dus acolo și nu mai au nicio treabă cu această lume. Fals, e total fals. Ei de acolo de sus ne protejează, s-au transformat în spiritele noastre gardian, iar când noi avem o problemă sau o situație dificilă, ei ne sunt acolo, chiar dacă noi nu îi vedem. Spiritele comunică cu noi prin intermediul viselor, dar mai comunică și prin intermediul situațiilor. Cum adică prin intermediul situațiilor? Să vă dau un exemplu. Aveți o problemă și nu știți rezolvarea. Și spuneți în sinea voastră, mamă, dacă era tata, fratele, sora, bunica, cineva drag aici, sigur știa cum să facem să rezolvăm această problemă. Nu durează mult și în capul dumneavoastră se formează un gând, apare un mesaj, apare o persoană care vă dă o idee, apare ceva. Ei bine, în momentele acelea să știți că ați primit un semn de la ei. Suntem înconjurați de semne, numai că noi nu dorim să le acceptăm câteodată, deoarece vrem ca totul să fie dovedit științific. În momentul în care depășește această barieră, adică să fie totul dovedit, atunci lumea spirituală se va deschide. Ca și în cazul meu, cum v-am povestit, când am avut acea problemă de sănătate și bunica a venit, a fost cea mai mare dovadă pentru mine că ei sunt acolo și ne păzesc și ne avertizează și ne ajută în anumite situații. Spiritele gardian nu vin mereu și nu se arată mereu. Se arată decât în momentele cheie ale vieții noastre. Cum am spus, spiritele nu trebuie deranjate, deoarece dacă ele au ceva să ne comunice, o să găsească o cale. Nica mereu îmi spunea, dacă nu ți apare în vis sau dacă nu te caută, înseamnă că este liniștit acel suflet. Dacă noi persoanele dragi acelui spirit avem anumite probleme sau avem o anumită neliniște în interiorul nostru și ei primesc aceste vibrații și o să fim contactați de ei cumva. Credința populară spune că sufletele ajunse acolo se roagă la Dumnezeu pentru cei de pe pământ. Nu ne părăsesc niciodată și ne veghează de undeva de acolo de sus. Ne simțim prezența prin mirosul de mir, de flori, printr-un miros frumos, prin anumite fenomene. Cum îmi spunea bunica, nu contează unde ești, când vrei să fii aproape de cei dragi care nu mai sunt, uită-te către cer. Și cu siguranță un semn îți va apărea. Poate o să ți se pară ireal, dar și cel mai mic semn înseamnă că ei sunt acolo. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați și să vă spuneți părerea în secțiunea de comentarii. Eu am fost Cristina, rămâneți sănătoși și fericiți!